mai este un lucru foarte frumos care se întâmplă aici la Focșani, anume acela că în cele trei ediții în care eu am fost invitată să prezint, niciodată concurenții nu știu ce au câștigat. Surpriza este aici la vedere, în fața dumneavoastră, de aceea eu țin diploma către dumneavoastră ca să nu vadă ei. Așa că începem cu premiul al treilea, care este oferit de Nausica Mod, este în valoare de 150 de euro și este câștigat de Bernice Chitiul din Bistrița. Felicitări! Ce ai pe palmă? Arată palma! Știți că am venit cu caietelul, da? Agatex scrie și pe palmă. Are 15 ani. Să-ți dea Dumnezeu noroc și sănătate. Acesta este premiul al treilea. Premiul al doilea este în valoare de 200 de euro. Este oferit de Comcereal și îl invit pe domnul Ștefan Naftanailă, membru al juriului, să îl ofere. Bună seara! În primul rând, vreau să-i felicit. Mie, ca participant pentru a doua oară la acest concurs, mi s-a părut că nivelul a fost puțin mai ridicat decât anul trecut. A fost o ediție a băieților, spre bucuria mea, pentru că băieții sunt destul de puțini. Nu găsim prea mulți băieți cu voci bune, dar la ediția asta a fost și o să vedeți, o să vă convingeți. Și una dintre cele mai bune dovezi este faptul că am în mână premiul 2, care a fost acordat concurentului Cosmin Dragomir din Focșani. Cosmin Dragomir a luat premiul al doilea în valoare de 200 de euro oferit de Comcereal. Mulțumim foarte mult, Ștefan Naftanailă. Trecem la premiul întâi, care este în valoare de 300 de euro. Este oferit de Vinexport Focșani. Nu știu cine îl va oferi. Cine oferă premiul întâi, domnilor? Doamna! Gabriel Codaviță! Ah, ce rogoare că n-am participat la concurs! Vă puteți imagina ce parfum bun are fata asta. Este ceva îngrozitor de bun. Ai venit să dai un premiu aici. Da, și de fiecare dată când stă aproape de mine, plec cu parfumul din nări și dorm singur. Codaviță, ai venit să dai un premiu. Hai respectul pe jumătate cât îl ai pentru colegul tău de emisie, Julian. A, da, bine. Că lui s-a terminat mirosul și rezistă la ușor. Gabriel, tot avizor. Te rog, disculpe. Doamnelor și domnilor, în această seară am plăcerea să-l acord premiul întâi, celui care mie mi-a plăcut cel mai mult din toți concurenții și o spun cât se poate de sincer. Dacă m-aș apuca de mine să investesc în muzică în România și aș fi trebuit să aleg dintre concurenții în această ediție a festivalului, pe el aș alege. Este vorba de Teodor Manciula din România Sărată. N-am înțeles acum de ce nu m-am pus pe partea cealaltă, dacă nu voia să treacă pe lângă mine. Există un premiu special pe care îl va oferi doamna Dana Dumitraș, pe care o invit aici alături de noi. Este vorba despre un studio de înregistrări local de aici, din Focșani. Dacă primește și un microfon, veniți doamna, că vă dau eu microfonul meu, ca să spuneți exact despre ce e vorba și să citiți și cui se acordă premiul. Vă rog. Bună seara! Studioul nostru Play Studio Recording din Focșani, deschis recent, oferă domnișoarei Veronica Adina Marin premiul de special. Care constă în câteva înregistrări studioul nostru. Vă spuneam că este unul din puținele festivaluri de autor din țară și că sigur nu este obligatoriu ca soliștii să își aplece atenția asupra muzicii compuse de Florentin Del Mar, dar dacă o fac, este bine. Este bine pentru ei, este bine pentru muzica ușoară românească și este bine pentru că riscă să ia un premiu. Se oferă anul acesta, ca întotdeauna, un premiu special Florentin Del Mar în valoare de 400 de euro. El este
este oferit de Centrul Județean pentru Valorificarea Culturii Tradiționale, Artelor și Meseriilor din Vrancea și este oferit de cel de-al doilea suflet al festivalului. Pe primul vi l-am prezentat, Valentin Gheorghiță, și al doilea suflet este Liviu Topală. Bună seara! Pentru mine este o adevărată onoare să citesc această diplomă, fiindcă acest premiu, care se oferă pentru cea mai bună interpretare a unei melodii Florentin Del Mar, eu îl consider cel mai important din concurs. Deci, acest premiu pleacă în seara aceasta, România, la Călăraș, domnișoarei Roxandra Dragomir. Roxandra Dragomir primește premiul Florentin Del Mar. Apropiindu-ne de marele premiu, trebuie să vă spun că pe Roxandra o veți asculta cântând Brezuța, piesa pe care a prezentat-o în concurs. Cine vine oare lângă mine? Vine Cristina Vasiu, cea care a luat în 2009 trofeul aici. Nu a adus trofeul ei, ci a adus trofeul de anul acesta, trofeul oferit de Graicon, Galeria de Artă Hidalgo. Premiul cel mare este în valoare de 500 de euro și este oferit de Trust LF Trade. Iar pe domnul Valentin Gheorghiță îl cunoașteți deja. Alexandra, înainte de a citi această diplomă, sigur că trebuie să mulțumim tuturor, dar în mod special aș vrea să mulțumesc publicului focșănean, care an de an sprijină acest festival prin prezența sa în sală, și sponsorilor care încă o dată s-au dovedit mari salvatori ai festivalului Florentin Del Mar. Le mulțumesc tare mult! Și un mare câștig al acestui festival este faptul că am reușit în acești ani să formăm aici o familie. Dați-mi voie să vi-i spun pe nume: Alexandra, Viorel, Ștefan, Liviu și Horia. Avem un trupeu foarte frumos. Sper, îmi doresc ca el să rămână la fel și în anii următori, pentru că mie personal îmi place foarte mult. A fost confecționat la firma Laris Production din Focșani. Îi mulțumesc tare mult, întotdeauna inspirată și oameni talentați. Să nu mai prelungim suspansul și să spunem doar atât că trofeul Florentin Del Mar pleacă la Constanța, la Levensali. Levensali, câștigătorul trofeului Florentin Del Mar 2010! Eu v-am spus că este șmecherașul concursului. Felicit, bravo! Nu știți ce galerie a avut el din partea fetelor când a cântat asta? N-am mai apucat să vă spun. Nu știți cum toate stăteau și îl susțineau acolo. Felicitări din suflet, felicitări tuturor celor care de data asta nu au luat premii, dar toți sunt premiați la festivaluri din țară. Este un flaur mișcător așa care se duce de la un festival la altul. Felicitări, dragilor, din suflet. Să vă dea Dumnezeu noroc și să aveți o steluță fiecare acolo pentru voi. Te rog, Roxana Dragomir, să rămâi aici, pentru că ea este câștigătoarea premiului special Florentin Del Mar. Deci o vom asculta cântând și după